Rezultatul cursei de eliminare dintre Bogdan și Gabriel Ce a decis publicul? Încă de la intrarea în casa Mireasa, Bogdan a preferat să nu se implice în discuții. A fost atras de tes, dar deși părea a fi reciproc, fata a decis că nu își dorește că continue cunoașterea. Astfel, băiatul a făcut un pas în spate. Nici în conflictele din casa Mireasa nu s-a implicat. De cealaltă parte, și Gabriel a preferat să stea retras, însă a fost implicat în numeroase discuții. Acesta a simțit că ceilalți băieți îl iau peste picior din cauza firii sale mai reținute. Ambii băieți își doresc să continue la Mireasa, însă soarta lor a fost în mâna publicului. Mirela Vaida a citit procentele cursei de eliminare în care Bogdan și Gabriel s-au aflat. Publicul a votat: Concurentul este Bogdan a spus Mirela Vaida. Astfel, cu peste 66% dintre voturi, Bogdan este concurentul eliminat de la Mireasa, pentru că are mai multă nevoie Gabriel să rămână aici decât Bogdan. I-a dat publicul o șansă, sper să profite. Îmi pare rău de Bogdan, dar cred că se va descurca, a spus doamna Mariana despre decizia telespectatorilor. În ediția gală Mireasa din 16 august 2024, moderatoarea Mirela Vaida a citit clasamentul complet al săptămânii ce tocmai s-a încheiat. Iată cum arată top 3 și cine este mama săptămânii pe 16 august 2024. Top 3 fete: 1 Ana, 2 Diana, 3 Tes Top 3 băieți: 1 Mihai, 2. Alexandru, 3. Stelian. Mama săptămânii, Doamna Ana.